Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. În clipul de astăzi o să vă prezint catalogul cu numărul 3 de la Avon din 2020. Cam așa arată coperta lui, cu o nouă lansare a parfumului Her Story. Acest catalog va fi disponibil din 6 februarie până în 26 februarie. Haideți să vedem ce oferte are. Pe prima pagină este o ofertă foarte bună, după părerea mea, și anume o noutate, noul ruj Her Story Perfectly Matte. Foarte, foarte interesant. Așa arată ambalajul. Aici avem și nuanțele. Însă, ce mă uimește foarte, foarte mult este prețul. Iese la doar 12 lei în catalog, în condițiile în care rujurile mate, cele de la Avon, dacă le știți, acelea Perfectly Matte, sunt la 17-18, depinde de oferta catalogului. În C1 mi se pare au fost la 13, însă e un preț foarte, foarte bun, 12 lei pentru un ruj mat. Aici este prezentat noul parfum Her Story. Aici este o mini apă de parfum la 10 ml. Dacă veți comanda apa de parfum Her Story la 65 de lei, primiți cadou loțiunea pentru corp și această pungă pentru cadou. Foarte drăguț. Bun. Dacă aveți comenzi de orice produs de la paginile 1 până la 37, puteți să cumpărați acest carnețel Her Story la 8 lei. Aici s-a văzut și codul. Așa. Avem un set Today. Mare atenție, la 69 de lei, însă e varianta de 50 de mililitri. Varianta de 100 de mililitri este aceasta, la 110 lei, 109 lei. Aici avem parfumul la 50 de mililitri și un suflet de corp plus o punguță la 69 de lei. Prețul e destul de bun. Parfumul de Faraway la 50 de lei plus o punguță cadou, iarăși. 8 lei. Foarte, foarte bun prețul la oje. Acestea care se usucă rapid, cu uscare rapidă, 60 de secunde, la doar 10 lei. În mod normal sunt 12-13, însă acum prețul e chiar bun. Dacă nu ați comandat, eu vă recomand. Creme pentru față Anew. Spumantele de baie la 500 de mililitri sunt la 10 lei. Nu pot să spun că au cel mai bun preț. Prețul cel mai bun cred că este 8 lei, însă le-am văzut și mai scumpe de atât, la 12-13, deci e destul de ok. Perle iluminatoare și bronzante. Aici sunt mai multe produse pe pagina aceasta. Avem așa. Parfumul Luminata la 30 de mililitri, 29 de lei, un ser de la Anew Ultimate, o eșarfă la 23 de lei, un set Encanto format din spray de corp și loțiune de corp, Encanto Alluring, cu pară, floare de bumbac și vanilie, la 36 de lei. Aveți setul, în condițiile în care numai loțiunea este 37, deci cu siguranță se merită setul. Un parfumel Attraction, cel clasic, la 29 de lei, la fel și acest luciu de buze din gama Lux. Bun. Văd că avem aici câteva seturi destul de interesante. Attraction Sensational la 80 de lei. Attraction Classic. Dar și un Today, tot la 80 de lei. Să vedem, acesta are tot 50 de mililitri, da, parfumul. Deci, dacă nu vreți să dați 69 de lei pe parfum, suflet și atât, și primiți punguța, puteți să mai puneți încă 10 lei, 11 lei și primiți și acest parfumel și ambalat în cutie. Sprayurile de corp sunt la doar 9 lei.
Acesta miroase foarte bine, acesta nou lansat, chiar e super fain, cu gardenie și crin. Aici avem o ofertă destul de bună, spun eu, la 85 de lei, cumperi un parfum și al doilea este gratuit. Practic două la 85 de lei, valabil la produsele de la 26-29 și neapărat trebuie să bifați voi și al doilea cod, desigur, vă alegeți voi două parfumuri. Aveți de unde să alegeți, avem aici toate parfumurile Premier Lux, acesta Premier Lux simplu miroase absolut minunat, e elegant, miroase genial, e puternic, e așa, pentru iarnă îl văd eu potrivit, are magnolie, iasomie și gardenie, îmi place foarte, foarte mult, l-am terminat, însă momentan nu l-am recumpărat având foarte multe și oferta mai este valabilă și la acestea, Eve Confidence, Eve Alluring, Eve True și Eve Elegance, le-am avut pe toate, cred. L-am terminat pe Eve Confidence, l-ați văzut la Empties 2019, l-am terminat pe Eve Alluring, pe Eve True l-am sigilat și pe acesta Eve Elegance nu l-am acum, însă acesta Eve Elegance, în cazul în care vă interesează sau aveți clienți care întreabă, este Avon Femme. Deci este Avon Femme. Doar acum se numește Eve Elegance, dar mirosul e Avon Femme. Deci aveți de unde alege. Prețul mi se pare bun, la 42 de lei 50 un astfel de parfum. Acesta a fost ofertat într-adevăr în C1, mi se pare, dar a fost 45, deci oferta eu zic că e bună. Și aveți 8 arome de unde să alegeți. Bun, dacă aveți produse în valoare de 50 de lei din catalog, dacă ați comandat, desigur, puteți să cumpărați Imari Elixir sau Mask Fresh la 21 de lei. Prețurile sunt bune pentru acestea. Bun, o noutate, care chiar nu a mai fost la Avon, cel puțin de când sunt eu, nu am mai văzut așa ceva, foarte, foarte interesant. Avem așa, bombe de baie. Bombe din acelea efervescente. Avem așa un set fructat cu zmeură, mango și kiwi și un set floral cu portocale, miere sau lavandă. 26 de lei e un set, adică toate trei aceste bile. Sunt tare curioasă și eu de ele. Și aici ambalaj nou la gama aceasta cu trandafir și un deșeia. Apă de trandafir și un deșeia. Însă eu am avut exfoliantul de corp și nu-mi place deloc mirosul acesta. Chiar acesta nu-mi place. Seturi foarte bune la preț sunt acestea, formate din un parfumel, Scent Mix Pure Ocean, avem Scent Mix Vibrant Fruity și Scent Mix Scent Essence Romantic Bouquet. 22 de lei, un preț foarte bun în condițiile în care găsim la super mega ofertă la 8-90 lei cremele astea de mâini. Deci ar mai veni 10-12 lei parfumul plus reducerea voastră. Eu zic că se merită. În cazul în care aveți un buget mai micuț pentru un astfel de cadou de 1 martie, de 8 martie, eu zic că orice s-ar bucura de un astfel de parfumel, mai ales că e și așa mai micuț, de 30 de ml și o cremă de mâini oricine folosește. Prețul are și foarte bun. Bine, puteți să găsiți multe, multe alternative în catalogele Avon de cadouri la prețuri foarte bune, însă v-am menționat-o și pe aceasta. Avem aici câteva oferte de top, tot așa, set de 3 bijuterii acestea, brățar, colier și cercei la 33 de lei, dacă comandați de 50 de lei din broșură, sau această gentuță la 66. Sper din suflet să se vadă bine. Am ceva lumină, însă am pornit și blitzul, ca să mă asigur că o să se vadă bine. Parfumelele la 30 de ml, 20 de lei, un preț bun. Un set de la Rare Pearls, iarăși are un preț fantastic de bun, 55 de lei, gândiți-vă, parfumul, loțiunea și mini parfumul, plus o pungă la 55 de lei, e un preț fantastic în condițiile în care campania trecută sau campaniile trecute era la 45, 46, chiar 50, numai parfumul singur. Deci, mare atenție, mai aveți și loțiunea și
mini parfumul și o punguță toate la 55, eu zic că prețul e bun. Bun, toate variantele de 100 de ml, 69 de lei. Faraway Rebel, 55 de lei, iau la set 80. Summer White, 20 de lei. Mesmerize Black, e la 40. Tresel, la 40. Little Black Dress, 46. Persive, 48. Și acestea. Da, deci vedeți, rar pe singur la 48. Și la 55 încă cu două produse. Deci spray-ul la 75 de ml, 21 de lei. Le găsiți și la 20, au fost chiar și la 18. Deodorantele acestea spray 12 lei. E un preț bun. Campania trecută a fost la 11, în C1 la 12. Acum, cam acestea sunt prețurile, cam așa merg. Mă scuzați. Bun. 1 cu 13, 2 cu 20, loțiuni de corp și mini parfumele. Prețul e bun, în condițiile în care au fost 13 sau 14 mini parfumelele acestea acum în C2. Prețul e bun. Deodorantele Rolon mi se pare că au prețuri exagerate, 13 lei, au fost, credeți-mă pe cuvântul meu, au fost la 5 lei în catalog și puteți să verificați asta, să luați la rând toate catalogele pe care le-am răsfăit pe canalul meu, nu mai știu exact, ce 15, 16, nu mai știu exact, însă la 13 lei acum prețul mi se pare enorm. Chiar și acum în C2 au fost la 7 lei, deci ar fi la 13, nu știu, deci mi se pare prețul exagerat, extraordinar de mare. Iarăși un Sepur Blanca la un preț destul de mare, după părerea mea la 46 de lei, parfumul hai să spunem 20-22, loțiunea 10 și acesta 8. Ar fi până în 40, însă desigur, luate așa la prețuri aproximative, însă 46 de lei mi se pare un preț prea mare. Ar fi 35, 30 și ceva, nu 46. Aici sunt câteva pensule. Gama Lux. Văd că oja asta deja se și scoate din catalog. E pentru ultima dată în catalog, a apărut de vreo două campanii, asta din gama Lux. Are un preț mare, probabil nu prea a fost vândută și deja se și scoate. Oricum nu are decât 3 nuanțe. O noutate este acest corector din gama Power Stay. Seturi la 18 lei, un demachiant cremos și creion pentru ochi. Acestea sunt culorile pentru creion. Și aici, la 20 de lei, avem corector, nuanța light și un ruj. Aici jos sunt codurile. Prețul e ok, însă nu extraordinar. Acum este acest corector la 9 lei, de obicei rujul e la 10, deci deci ați putea la setul ăsta la 18-19, însă de obicei așa merg prețul. Acest ruj de obicei e 10 lei. Când vedeți că nu e 10 lei, înseamnă că nu e oferta sau prețul e extrem de umflat. Părerea mea. Ce am văzut și mi-a atras atenția încă de când am văzut prima răsfăire acestui catalog online, este oferta la aceste rujuri din gama Power Stay, în condițiile în care eu l-am văzut în celelalte campanii decât un singur ruj din acesta la 32, 33 de lei, 30, ceva de genul. Și acum avem chiar o super ofertă, un ruj și unul gratuit, deci 2 la 30, a venit 15 lei rujul, chiar un preț super plus reducerea.
Oferta asta eu zic că merită promovată. Pensulă pentru foar de ploapă, 17 lei, prețul mi se pare exagerat, am văzut-o și la 12. Paletă de farduri, nu am încercat, nu vreau să comentez. Bun. Chestiuțe pentru unghii, instrument pentru cuticule, 10 lei acesta. Tratament pentru unghii, deci atenție, nu toate de pe această pagină sunt 10 lei, doar instrumentul acesta pentru cuticule, pe rose gold. Nu este fiecare, acesta 13, 11 și așa mai departe. Bun. Ojele din gama Mark, Gel Shine, 13 lei. Să vedem, spune aici oferte speciale, lacul de unghii Top Coat. Probabil gratuit sau cadou, nu știu, aici trebuie să scriu ceva, mă gândesc, că lipsește la comandare oricărui lac de la pagina 90. Deci așa o fi, însă, na, cel mai sigur când puneți comanda, verificați în coș, adăugați o nuanță de ojă și probabil o să vi se adauge automat, însă oferta e chiar foarte, foarte bună. Condițiile în care eu am dat, cred că cel mai mult 12 lei pe acest top coat, 12-13, cam așa. Însă gândiți-vă, mai aveți și o ojă, practic la 6,50 lei aveți o ojă și un top coat, e un preț chiar foarte, foarte bun. Oferta e bună, îmi place. Balsam de buze la 10 lei, prețul mi se pare chiar enorm, a fost și la 5 lei, campania aceasta a fost la 6 lei, însă la 10 lei mi se pare foarte, foarte mult, nu știu. Unele prețuri chiar mi se par exagerate față de ce au fost până acum în cataloage. E doar părerea mea, însă eu așa cred că este. Distillery. Nutri Effects. Alte parfumuri. Da, deci aici aș un preț incredibil de umflat, 170 de lei, un attraction pentru el la 100 de mililitri. Foarte, foarte mare prețul. $49. Campania trecută a fost $39. Vedeți și voi diferența. Individual Blue, set de 4 produse, 60 de lei. Nu cred că e cel mai bun preț. În C2, acum vă spun eu sigur că acesta e 21 de lei. Acesta îl punem la 11 sau 12, 10 acesta, în fine, însă nu merg până în 60 de lei. Părerea mea, dacă aveți nevoie numai de parfum, luați-vi-l acum în C2 pentru că e doar 21 de lei, adică o diferență foarte mare. Mesmerizer 59, iarăși un preț foarte, foarte mare, a fost și la 30, da, ți-a auzit bine. Și acum e dublu și încă 9 lei. Gel de duș pentru el, Extreme, la 720, 13 lei. Prețul e destul de bun. L-am văzut și la 12 și la 16, deci prețul e între, aș putea spune. Accesorii și chestiuțe așa care aduc un iz de primăvară, să spunem. O noutate, avem două lumânări parfumate Today și un diffuser de arome, foarte drăguț arată. Prețul e destul de măricel, sincer, să fiu, 65 de lei, însă... Foarte multe bijuterii, aici și ceasuri.
genți, alte genți, produse acestea pentru din gama roz. Iarăși spun ei că au outlet aici, să vedem. Nu mi se pare, sincer, să fiu cele mai wow prețuri. Nu mi se pare. Da, 14 lei. Aceste două arome în catalog, ați văzut, sunt la 12 celelalte. Parfumele acestea Life au un preț bun, 60. Au fost, cred că, și la 50-55. Alpha, iar, are un preț bun, 50 de lei. Aici avem un ambalaj nou. Deci, Ultimate Shine, gama aceasta e, de fapt, Daily Shine, un ambalaj nou și cu formule îmbogățite, spun ei. Deci, nu va mai fi Daily Shine, va fi Ultimate Shine cu aceste produse. Aici avem și gama cu ulei de argan. Serul și acesta văd că l-au scumpit la 14, a fost și 12, 11, 10. Așa. Șampoane. Da. Mi se pare un preț foarte mare pentru această mască tratament BB. Eu am mai folosit-o, am mai avut-o. A fost cândva la ofertă chiar și la vreo 8 lei, însă în mod normal ea costă 10-12 lei și acum vedeți prețul e 17. Da, chiar mi se par unele prețuri mult prea mari, ceea ce nu era în mod normal. Spuneți-mi dacă aveți și voi această părere. 2 la 18 lei, una la 14, măștile acestea de față. Encanto. Produse pentru copii. Bun, creme de mâini, 6,50 lei. Prețul e mare, e foarte mare. A fost și la 5. Aceasta a fost la 4 acum în acel plian. Deci de ce ați dat cu 2,50 lei în plus? Și balsam de buze, 5 lei. E ok. Cam atât e de obicei. Alte creme și loțiuni. Produsele de picioare. Deodorante. Doamne, acestea spray on duty la 18 lei. Mi se pare extrem de mult, părerea mea. Geluri intime 11. În campania trecută a fost 10. Avem două seturi, acesta pentru picioare, format din exfoliant, cremă hidratantă și această pilă. Și mai avem aceste de 4 produse la 36 de lei. Un spuman la 250 de ml, cremă epilatoare, un exfoliant de corp cu fructe și un Deodorant on duty. Ofertă bună este la gelurile de duș, 2 la 18 lei. Și săpunul lichide, deci nu doar gel de duș. Exact ce vă spuneam. Gelurile acestea sunt la 16, acestea mari. A fost și la 12, nu e prețul deloc bun. Spumantele, prețul e bun. Mă scuzați, la spumante prețul e bun. La spumantele acestea de 1000 de ml, mare atenție, 16 lei, eu zic că se merită. Și aici, ce mi se par câteva oferte chiar destul de bune. La 8 lei avem fiecare produs de pe aceste două pagini și avem așa. Un spuman de baie cu crin. Șampon Supreme Oils la 400 de ml. Balsamul, loțiune de corp, spray de picioare, gel intim, geluri de duș. Da, le vedeți aici pe toate. Prețul e bun, deoarece ați văzut, spumantele sunt la 10, aici la 8. Acest șampon cu siguranță are 400 de ml și la 8 lei
Și mie îmi place, e chiar foarte bun, miroase foarte bine. Le recomand gelul intim, iar îmi place extrem, extrem de mult. Deci, o să am ce să-mi comande pe aici. La 20 de lei avem un set format din cremă de ochi, mască peel-off și o mască tratament de față. Tot la 20 de lei un set cu gel de duș la 250 de ml, spumant de baie și spray de corp. Aici sunt câteva chestii pentru sprâncene. Creioane de ochi. Noul mascara Euphoric la 20 de lei. Cam așa vine el prezentat. Iar pe coperta din spate, la un preț foarte, foarte bun, după părerea mea, sunt gelurile de duș acestea la 250 de ml, sunt la doar 5 lei și aici aveți mai multe variante în cazul în care vă interesează, în condițiile în care și acestea, când sunt ofertate, sunt la 7 lei. Deci, de ce să nu profitați acum să le luați cu 5? Și aceasta este o variantă nouă. Aici este catalogul 4, așa va arăta. Și, dragii mei, cam acesta a fost catalogul 3. Eu sper din suflet că v-a plăcut și că ați găsit acest videoclip util. Dacă da, m-aș bucura să-mi spuneți acest lucru în comentarii și să vă abonați canalului meu dacă nu ați făcut-o până acum și să-mi lăsați un like acestui videoclip. Eu v-am pupat și revin imediat cu răsfăirea pliantelor. Pa, pa!